Bună ziua, sunt Nicolae Stan. Vi s-a întâmplat vreodată să faceți mâncare din magazin numai să o asamblați? Sincer, se poate. Și eu vă arăt că se poate și mâncare nu bună, senzațională. Putem zice chiar, nu că putem, e o delicatesă. Uitați ce mi-a tras ochiul. Foie gras. Eu am restaurant în care dau foie gras și merge foarte bine. Eu, în Franța se mănâncă la sărbători și am zis că, uite ce frumos e. E fain pentru că e și două bucăți. Dacă vreau să folosesc doar o parte, folosesc doar o parte. Dacă nu, rup pachetul și las la a doua la frigider. Fagraiul special pentru că... special. E o mâncare foarte bună. E în Franța se mănâncă la sărbătoare, să zic așa un pic. Opa! E foarte important să rămână întreg. Wow! Hai să mă joc un pic aici. O bucată. Un pic de sare de mare, foarte importantă. Un pic de piper. Foie grasul merge cu ceva dulce întotdeauna, pentru că e foarte greu. E din ficat, de rață îndopată. Fiind foarte greu, atunci tot timpul mâncăm cu ceva dulce. E, ce am găsit în raion? Dulceață de ceapă. E fantastică. Fantastică. Știți că ceapă oricum e dulce, nu? Adică învetim mâncare și punem ceapă multă, se îndulcește mâncarea. Mie place foarte mult. Deci, o lingură de ceapă. O las în lingură, pentru că e și de efect. Ca să rămână aceeași tentă, am pus în aceeași direcție și... O mănânc așa. Eu pâinica, tostul, meu pateu, cum se zice, dar nu e pateu pentru că e foarte scump și foarte bun. Ungem un pic, un pic de dulceață de ceapă și e fantastic. Deci, un amuzbuș. Un fel principal. Cât timp mi-a luat să-l pregătesc farfuria asta? Să o pregătesc? M-a luat, cred că, 2 minute maxim să fac o delicatese. Eu vă urez poftă bună. Asta e spate în bandă aici. Sănătate!